E o vreme grea, o vreme de încercare, pe-ntreg pământul, de la nord la sud, ce tuturor ne spune deșteptare, căci pașii Domnului cum vin se aud. Epidemii și ciume în Africa și în lume, cu tremur în Japonia, conflict în Orient, tsunami în Pacific, tornade și cicloane, lovesc fără de milă bătrânul continent. În univers, departe, în spațiul cosmolar, erupțiile solare uimesc astrologia, lumea trăiește iarăși un perigeu solar, alături de un astru ce-și flutură făclia. Schimbări climatice, efect de seră, pământul se distruge și stratul de ozon, industria a adus cu ea o nouă eră, când pătura-i distrusă de stratul de freon. Boli incurabile, cancer și sida sunt peste tot în lume azi prezente, n-au fost învinse nici chiar în pofida atâtor studii îndelungi și tratamente. Știința a crescut și cunoștința, iar imoralitatea e pe culmi urcată. Ce-odată era rău, se afișează în public. Curvia a ajuns să fie promovată. Păcatele Sodomei sunt legiferate și acceptate în țări ce sunt creștine. Alcool și droguri comercializate, toate acestea spun că Domnul vine. Starea bisericii ce-i înațipire, lipsa iubirii chiar și dintre frați, vestesc mai mult că vine o răpire, când acei pregătiți vor fi luați. Vreau ca să strig în vers de poezie și glasul să se audă până sus și orice om, oricine ar fi, să știe un mare adevăr, vine Iisus. E atât de aproape, este chiar la ușă, doar ascultați pașii ce încet se aud, ca și în vremea odată de mult dusă, când vuietul plutea deasupra peste duzi. E cea mai mare veste ce v-aș putea aduce, e strigătul cel mai sublim și glorios, e un strigăt ce se înalță mai presus de cruce, pe care îl repet, vine Hristos! Cum stăm cu pregătirea pentru întâmpinare? Avem haina curată, unde lemn în vas, ne facem timp pentru Iisus și a sa lucrare, acum, când așa puțină vreme a mai rămas. Ce așteptăm de la aceste timpuri? Să avem succes, să acumulăm avere? Nu știm că la intrarea în ceruri nici euro, nici dolari nu se mai cere? Ce așteptăm de mai trăim ca lumea, ca ea ne îmbrăcăm, ca ea vorbim? Suntem invidioși și plini de ură. Pe cel căzut nu-l ridicăm, ci îl bârfim. Dacă-l iubim pe el, să-i și dorim venirea. Dacă am început cu el, cu el să și sfârșim. Și dacă spunem toți că-i așteptăm venirea, s-o arătăm prin felul cum trăim. Amin. Căci bine spune versul de cântare, căci pocăința ne apropie de cer, acolo unde dragostea-i deplină, acolo unde lacrimile pierd. Mi-ar plăcea să o cântăm astăzi cu toții, mi-ar place să o trăim în fiecare zi. Și chiar de-am pribegi prin apuseni ca moții, prin munți și prin vâlcele, noi nu vom rătăci, ci vom ajunge piscul mântuirii, ce tu și eu atâta l-am visat, acolo unde-i mirele iubirii, ce cu atâta dor l-am așteptat.
Ce întâlnire scumpă, minunată! Îmi arde inima la acest gând mereu. Când știu că în văzduh, pe nori, odată, îl vom vedea pe acel iubit, iubitul meu. Te așteptăm să vii și eu și toți aceia care luptăm din greu ca să ajungem sus. Și vrem cu toți, acum, în încheiere, ca să rostim în cor, vino Iisus! Amin. Amin. Domnul să binecuvinteze.